Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit și în seara aceasta la emisiunea Vieți Schimbate. Suntem împreună și dorim ca în seara aceasta să aducem bucurie și speranță în sufletele noastre și dorim de asemenea ca să înțelegem cât de importantă este decizia noastră, hotărârea noastră, caracterul nostru și unicitatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. De prea multe ori cedăm controlul vieții noastre altora, crezând că făcând lucrul acesta, lucrurile vor fi mai ușoare, viața va fi mai comodă și mai puțin stresantă. Însă, odată ce am cedat controlul vieții, odată ce am cedat sub presiunea manipulării, viața noastră este controlată de alte circumstanțe și de alți indivizi. Majoritatea oamenilor nu suportă presiunea aceasta pe care o pune manipularea de masă, mai mică sau mai mare, asupra lor. Și în felul ăsta cedează foarte ușor, lăsând ca deciziile lor să fie influențate, chiar anulate de către cei care au alte interese vis-a-vis de ei. Lucrurile nu ar trebui să stea așa în viața noastră, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu minte, cu rațiune, pentru că Dumnezeu ne-a dat o conștiință, ne-a dat tot ce avem nevoie ca să ne putem descurca singuri și să luăm deciziile cele mai bune, atât pentru viața aceasta, cât și pentru cea viitoare. Din păcate, foarte mulți sunt slabi în momentele cheie, atunci când trebuie să ia decizii, și cedează acestei presiuni. Oamenii care fac diferența în lume sunt oamenii puternici care își asumă riscuri, care își asumă responsabilități, care iau inițiativa și care au puterea să spună nu. Capacitatea de a spune nu apare în viața noastră încă de când suntem mici. Vă aduceți aminte când cei care sunteți părinți, atunci când ați început să dați să mănânce copiilor, că au fost momente în care ei au început să scuipe mâncarea afară sau să întoarcă capul, însemn că nu vor lucrul acesta. Și noi, ca părinți conștiincioși și dornici să oferim ce este mai bun copiilor, încercăm să-i forțăm să mănânce. Dar acela este primul moment în care ei ne spun nouă nu. Și momentul acela este foarte important. Copilul învață să spună nu. Și de regulă avem tendința să îl domesticim. Nu spun că în anumite situații nu trebuie corectat, însă noi vrem să fie copilul atât de cuminte încât să ne fie nouă comod. Și unii sunt atât de grijulii să îi domesticească pe copiii lor încât ajung niște marionete, niște copii codependenți și dependenți de ei până la adânci bătrâneți. Dacă trebuie să meargă în concediu, tata, mama, pot să mă duc acolo. Dacă trebuie să fac o investiție, tata, mama, pot să investesc acolo. Dacă trebuie să se căsătorească cu cineva, tata, mama, pot să iau păcutare sub păcutare în căsătorie. Dacă trebuie să plece oriunde și la cele mai banale decizii, ei depind de părinți. De ce? Pentru că așa au fost educați. Și părinților le convine că au odorașul lângă ei. Însă ei cresc niște handicapați, mai puțin sau mai mult dependenți de ei. Lumea, sau mai bine zis, sistemele acestei lumi nu suportă oamenii independenți. De ce? Pentru că sunt greu de manipulat, sunt greu de controlat și dacă vrei să ai un sistem mare, ai nevoie de o masă manipulabilă. Bineînțeles că și dacă vorbim la scară mai mică de anumite grupări separatiste sau de grupuri mai mici de influență, și acolo trebuie să scapi de oamenii care au o voință foarte puternică. Dacă vrei să-i manipulezi, dacă vrei să obții anumite rezultate de la ei, trebuie să îi dai la o parte pe cei care sunt mai puternici și cei care au un caracter și care pot să spună oricând nu. În astfel de situații, manipulatorii caută să îi dea la o parte pe cei care le opun rezistență. Însă, exact oamenii care pun rezistență și aceia care au o conștiință proprie, care au valori, care au principii, tocmai aceia fac diferența în lume, în societate. Aș vrea să vorbim în seara aceasta despre oamenii care fac diferența, despre oamenii care
transformă lumea în bine, despre oamenii care pot să aducă un plus valoare în lumea în care trăim. În Sfânta Carte sunt prezentați oamenii lui Dumnezeu, profeții și eroii Bibliei, care au cu toții un anumit profil. Și dacă îi studiați cu atenție, aș vrea să vedeți că niciunul dintre ei nu se încadrează în profilul de docili, yes-men, pe care îi promovează societatea de astăzi. Există două tipuri de oameni nonconformiști. Nonconformiștii ciudați, care nu se încadrează niciun fel de norme sociale și ăștia sunt cei mai promovați. Să fii cât mai ciudat, din toate punctele de vedere, ești wow, ești cool. Trebuie să fii pe toate rețelele, peste tot promovat. Cu cât ești mai ciudat, cu cât ești mai necivilizat, cu cât ești mai atipic față de valorile tradiționale, cu atât ești mai promovat. Nu despre oamenii atipici de felul acesta vreau să vorbesc, ci despre acei oameni atipici care urmează anumite reguli, anumite valori pentru nobilarea lor sufletească și pentru binele societății din jur. Oamenii care schimbă ceva în bine, în societate. Despre ei aș vrea să vorbim. Acești oameni care fac ca lumea să fie altfel. Și aș vrea să vorbim în seara aceasta despre oamenii care schimbă lumea, care fac diferența. Așa cum am mai amintit deja, oamenii lui Dumnezeu nu s-au încadrat în canoane și în tipare care n-au nicio noimă. Nu au fost ușor de manipulat. Au avut puterea să spună nu și să spună așa zice Domnul, atunci când majoritatea ziceau da să trăiți, da să trăiți, a, așa trebuie să facem, nicio problemă, nu opunem nicio rezistență. Cum este cel mai bine, cum este cel mai ușor, așa este bine. Omul lui Dumnezeu Daniel, prorocul Daniel și prietenii săi au fost duși în robie de către împăratul Nebucadnețar în anul 605. Știm din istorie că atunci când babilonienii au cucerit Ierusalim, au avut cel puțin 3 etape în care au făcut lucrul acesta. Ele au fost și niște avertizări temporare pentru poporul lui Dumnezeu, de care n-au ținut cont absolut deloc. Au fost 3 perioade în care Nebucadnețar a cucerit Ierusalimul, așa cum spune istoria. Prima expediție militară a fost în 605, înainte de Hristos, moment în care au fost luați ca robi Daniel și prietenii săi. Apoi a mai fost una în 597, când a mai luat o tură de robi și asediul Ierusalimului, care a ținut un an și ceva spre doi, între anii 588-586 înainte de Hristos, momentul în care Ierusalimul a căzut, a fost dărâmat zidul și cetatea a fost pur și simplu cucerită. Deci, aceste 3 perioade în care Babilonul a venit ca un bici al lui Dumnezeu asupra poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta pentru ca să-și disciplineze poporul. Însă, nu a dorit ca poporul său să fie nimicit, nu a dorit ca poporul său să fie șters de pe fața pământului, nu a dorit ca oamenii să renunțe la principiile și la valorile lor. Tocmai de aceea a îngăduit Dumnezeu ocupația babiloniană și cucerirea babiloniană, pentru ca ei să revină la principiile, la valorile Scripturii și la principiile lui Dumnezeu. Au luat robi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul a dat poruncă să fie luați oameni deștepți în slujba lui. Chiar spune în capitolul 1, de la versetul 3, așa. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famililor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și priceperă, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Foarte inteligent. În loc să distrugă pe oamenii capabili din imperiu, a încercat să-i ia
în slujba lui după ce le făcea anumite resetări la nivel mental. În primul rând școală, educație de cea mai înaltă calitate și câteva setări mentale ca să le schimbe ordinea gândirii, valorile și personalitatea. Avem nevoie de oameni capabili, dar să facă ceea ce vrem noi. Nu e nimic nou sub soare și asta se întâmplă așa. Majoritatea masă amorfă, iar ceilalți care sunt inteligenți să fie captați, să fie resetați, astfel încât să slujească scopurilor majorității. Asta este filozofia Babilonului și nu doar a Babilonului și a tuturor sistemelor care vor să controleze. Ce faci în momentul în care oamenii inteligenți pe care ei în slujba ta mai au o sursă de autoritate, nu doar a ta? Aici apare problema și aici a apărut problema. Pentru că oamenii pe care Nebucadnețar i-a luat în slujba lui, câțiva dintre ei, pentru că majoritatea s-au supus, s-au conformat regulilor babiloniene, câțiva dintre ei au spus, da, noi slujim, dar în anumiți termeni și condiții. După ce au fost încadrați în sistemul academic, după ce li s-a schimbat numele, după ce li s-a oferit o altă identitate, după ce li s-a făcut instructajul, au fost băgați pe acel calapod babilonian ca să iasă niște sfetnici și niște slujbași, drăgători, în linie, în serie, care gândesc, sunt mai deștepți decât ceilalți, dar care se încadrează în normele babiloniene. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. După ce li s-au schimbat numele, li s-a făcut instructajul. Băieți, voi sunteți acum în slujba împăratului. Voi aveți niște privilegii pe care ceilalți tineri nu le au. Și știți blablaurile astea spălătoare de creier, în care ți se prezintă o mulțime de avantaje doar să cedezi controlul și să faci ceea ce ți se spune. Așa erau și metodele de manipulare în vremea comunistă. Te captau băieții dacă aveau interes la tine și dacă te vedeau un pic mai răsărit. Măi băiete, dar de ce vrei tu să strici cariera, viața? Ai o familie, ai copii, ai atâtea lucruri pe care le-ai putea face în viața. Ai un viitor. Uite, dacă cedezi, semnezi, colaborezi cu noi. Uite, se întâmplă asta, asta, asta. Și îți prezentau partea frumoasă a lucrurilor. Dacă te opuneai, era pur și simplu terminată viața ta. Urmau tot felul de persecuții, poate închisoare, bătăi, tortură, moarte și așa mai departe. În situația aceasta, putem observa că au fost luați cei mai răsăriți dintre fiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mihail și Azaria. Li s-a schimbat numele astfel încât să-și uite identitatea și să slujească intereselor lui Nebucadnețar. Mare le-a fost surpriza că dintre toți aceștia, este vorba despre Daniel, Hanania, Mișael sau Mihail, da, pentru că aici Cornilescu transliterează din varianta lui Segon când a tradus KH să citește Ș în limba franceză și a transliterat și a tradus Mișael, dar este Mihail și Azaria. Deci avem 4 oameni destoinici, oameni ai lui Dumnezeu, care au fost aduși ca să fie în slujba lui Nebucadnețar. Sunt singurii cărora li se dă numele în cartea lui Daniel. De ce? Pentru că ei au făcut diferența. Ceilalți, da să trăiți, da să trăiți, da să trăiți. S-a terminat cu ei. În momentul în care ai cedat autoritatea, în momentul în care ți-ai vândut valorile și principiile, nu mai existi. Tăvălugul Babilonului te-a adus la un nivel cu ceilalți. În momentul în care spui nu, în momentul în care ai valori, în momentul în care ai principii, deranjezi, chiar dacă toți ceilalți fac invers. Și de aceea este atâta persecuție, atâta prigoană, atâta înverșunare împotriva acelora care ridică ochii din pământ spre cer și care au
un alt fel de a fi. În lagările de exterminare existau mai multe reguli dacă doreai să supraviețuiești. Nu comentezi, nu ridici ochii din pământ, nu te opui, pentru că în felul acesta stârnești reacție dimpotriva celor care vor să te controleze. Dacă doar ridicai la același nivel și priveai în ochi ofițerul SS sau capoul de acolo din lagăr sau oricine era deasupra ta, erai terminat. De ce? Pentru că însăși ridicarea din pământ a privirii însemna un afront pentru cel care dorea să te facă o legumă. Un om care a ajuns la nivel de bios, de animal. Dacă ridicai privirea, dacă priveai drept în ochi, însemna că tu ești om puternic, poți să opui rezistență. Și nu doar atât, poți să coalizezi în jurul tău, să strângi oameni care să opună rezistență. Puteai deveni un vector de împotrivire, un factor de influență foarte puternic și trebuia eliminat. Și asta nu le-a convenit. Cum se ridica cineva? Pac! Executat. Asta s-a întâmplat și acolo. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria au fost oamenii care au spus nu. Păi împăratul v-a prescris și ce trebuie să mâncați. Nu știu, caracatițe, broaște, melci, viermi sau ce-o mai fi ce se prescrie și astăzi. Trebuie să mâncați! Și i-au zis nu, Dumnezeu ne-a zis că astea sunt spurcate și că nu trebuie să mâncăm ce ne spune împăratul, ci ceea ce ne spune el. Apoi, trebuie să vi se schimbe numele. Dacă vreți voi să le schimbați, dar noi tot așa o să fim în sinea noastră. Noi nu o să ne uităm identitatea. Trebuie să vă închinați în felul acesta, neapărat, toți, trebuie să vă conformați. Nu se poate, nu există nicio excepție. Ne pare foarte rău, slujim în alte domenii, dar când e vorba de închinare, împărate, noi slujim lui Dumnezeu. Și în momentul în care au început să spună nu, din momentul ăla au început să apară problemele. A venit masa. Băieți, ce avem la tavă? Purcel cu mărul în gură, stridii, midii, caracatițe și așa mai departe. Ne pare rău, împărate, sau, eu știu, dregătorule care ești aici, dar noi nu putem să mâncăm astea. Pentru că așa ne-a spus Dumnezeu. Și în momentul în care a auzit căpetenia famililor dregători cererea lor, spune versetul 10 că le-a spus așa: mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să împuneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Mai de ună zi a fost astfel de prescripții cu forța. Nu vrei, dar noi îți vrem binele, dar nu vrei asta, dar trebuie neapărat. Eu vreau să mor, dar nu, dar cu forța ești un pericol pentru ceilalți. Dacă nu te injectezi și dacă nu accepți acest tăvălug care uniformizează mințile, înseamnă că ești un pericol pentru societate. Și astfel de slogane și de comportamente și de principii naziste s-au întâmplat chiar în sfânta noastră democrație. Ne-au făcut benzi desenate cu roșu și cu verde, ca la idioți. Ne-au făcut tot felul de balustrade și de interdicții și de semne prin care să ne separe unii de alții. Ne-au făcut să ne urâm unii pe alții, ne-au făcut să luptăm unii împotriva altora, să ne segregăm pe niște motive de-a dreptul aberante. Mă tem numai că dacă voi o să fiți altfel, o să-mi puneți capul în primejdie. Nu vă încadrați, știți, astea sunt regulile Babilonului. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea oamenilor lui Dumnezeu. În loc să fie niște supuși din ăștia care n-au nicio replică, i-au zis foarte clar, uite, testează-ne 10 zile. Și dacă o să ne vezi mai palizi, că ne scade glicemia, colesterolul, că suntem anemici sau așa, facem cum vei crede. Însă, testează-ne 10 zile. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după 10 zile, după ce au mâncat verdețuri și au băut apă și au avut un regim frugal, da?
erau mai bine la față și zice aici mai grași. Nu e vorba de grăsimea aia, știți că e o prostie să crezi că dacă ești gras ești sănătos. Nu, dacă ești gras ești bolnav. Asta este clar, cu toate că zic unii, a, analizele sunt bune și el are 120 de kg. Cum să fie bune dacă tu ești supraponderal? E o prostie, e o tâmpenie să crezi lucrul acesta. Grăsimea nu înseamnă sănătate. Erau mai viguroși, poate fi tradus cuvântul acesta din ebraică. Erau mai viguroși, mai rumeni la față, mai puternici. În momentul în care au adoptat regimul acesta, Dumnezeu i-a binecuvântat și prin legile sănătății a făcut să arate mult mai bine decât ceilalți. Și s-a întrebat împăratul, bă, dar nu le dai tu același număr de calorii, aceeași baltă de grăsime la fiecare, aceeași cantitate de carne, aceeași cantitate de vin, cum de ăștia arată diferit? Și cred că acea căpetenie a famililor dregători a roșit și a zis să trăiți împărate, dar știți, am ceva să vă spun. Nu sunt chiar la același regim ca și ăștia alți care stau pe bandă rulantă și cu mintea în serie, știți? Ei au vrut un regim puțin diferit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru că au avut puterea să spună nu și s-au încadrat în principiile lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Vedeți? Este foarte important. Dumnezeu îi binecuvântează pe aceia care nu-și amputează gândirea. Pentru că a fi om de valoare înseamnă să te îndoiești, înseamnă să poți să spui nu, înseamnă să ai principii, înseamnă să ai valori la care ții, nu la fiecare combatere, gata, ai renunțat la ele. Dacă ești momit cu niște bani sau cu niște avantaje, gata, le-ai lăsat la o parte și ai început să gândești ca și ceilalți. Lumea este plină de astfel de oameni. Însă oamenii lui Dumnezeu au fost binecuvântați de el pentru că au putut să spună nu. Au spus nu, nu într-o manieră de ciudați, rebeli, nonconformiști, cu spițe în cap și tatuați și cu coarne și cu tot felul de aiureli în cap. Nu despre ăștia vorbim, ci despre acei nonconformiști după voia lui Dumnezeu, care au reguli, care au principii, care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și care vor să binecuvânteze societatea din jurul lor. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Rezultatul? La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia familiilor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar. Au absolvit Academia Babilonului. Și așa cum este numai normal, oamenii care gândesc, care pun la îndoială, care studiază, care sunt serioși, care au un program de viață, care au o disciplină, care pot să spună nu, întotdeauna fac diferența. Întotdeauna fac diferența. Și dacă studiați legile dezvoltării personale și ale leadership-ului, o să vedeți că oamenii care fac diferența sunt aceia care sunt foarte consecvenți în procesul lor de creștere. Nu sunt aceia care au creșteri în salturi, ci aceia care zi de zi mai adaugă ceva valoare în viața lor, în caracterul lor, în creșterea lor. Pentru că sunt acolo tot timpul. Știu să-și urmărească țelul, știu să-și păzească principiile și valorile. Și așa s-a întâmplat și cu ei. Spune, Dumnezeu i-a făcut de 10 ori mai pricepuți decât ceilalți. Împăratul stă de vorbă cu ei. Dar între toți tinerii aceia, nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Micael și Azaria. Wow! Între toți, și cred că erau vreo câteva sute, dacă nu mii, pentru că ăștia trebuiau să fie dregători pentru tot imperiul, ca să ajute în administrație, între toți nu era niciunul ca Daniel, Hanania, Micael și Azaria. Îmi place foarte mult de acești oameni ai lui Dumnezeu. Oameni care au avut pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, dar în același timp au avut și dorința
de a crește, de a cunoaște, de a fi elevați, de a fi cultivați. Și spune Scriptura că în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititori în stele care erau în toată împărăția lui. Și să știți că acolo nu erau puși onorific, așa cum sunt numiți în anumite funcții foarte mulți demnitari și parlamentari și politicieni, doar pentru că au calitatea unică de a zice da să trăiți. Nu! Ăștia erau capabili, erau oameni deștepți, erau oameni care citeau, erau oameni pe care împăratul se baza. Erau matematicieni, erau strategi, erau ingineri, erau muzicieni, erau oameni de cultură, erau cei mai buni oameni pe care îi avea în Imperiu Nebucadnețar. Și Nebucadnețar, să nu credeți că era un nei ca nimeni din ăsta făcut celebru ca Zelenski sau ca alți senili de pe planeta asta, Putin sau Biden sau care mai fi, sau doamna de pe la Bruxelles de acolo, da? Nu e vorba de așa ceva. Întrebările pe care le punea Nebucadnețar erau întrebări inteligente și erau întrebări grele. De ce? Pentru că monarhii de atunci făceau o școală foarte grea. Aveau mentori, aveau profesori, aveau filozofi, aveau oameni care îi formau ca să fie strategi, să fie luptători, să fie oameni care pot să țină în mână un imperiu. Nu erau ca politicienii din marea masă. Nu spun că toți sunt așa. Sunt și oameni foarte capabili și foarte eficienți și foarte buni în ceea ce fac, dar nu-ți lăsați în pace de ăștia la alții. Însă, spre deosebire de ceea ce se vede astăzi în pătura politică, atunci când imperiile au avut influența lor în lumea noastră, ele au dăinuit sute de ani pentru că au avut oameni capabili acolo. Da? De-aia dăineau sute de ani, pentru că aveau oameni capabili. Și în momentul în care cădea imperiul, următorul imperiu se gândea, bă, nu să-i omorâm pe ăștia care sunt capabili, ci să-i resetăm puțin, să-i folosim pentru noi. La noi când se termină o guvernare, gata, dăm jos și cei buni și cei rău și facem iară prostii de la început. Dacă a fost un plan bun, îl desființăm pentru că este al celorlalți. Dacă au fost oameni capabili, îi dăm jos din funcții, punem toți incapabili acolo pentru că sunt ai noștri. Nu gândeau în felul acesta. Și de aceea au avut o strategie și au avut o longevitate atât de mare aceste imperii. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Oamenii capabili și împăratul au remarcat înțelepciunea și inteligența acestor patru oameni. Așa a dus-o Daniel până în anul întâi a împăratului Cir. De ce s-au remarcat acești slujitori ai lui Dumnezeu? Dacă ar fi zis, noi suntem aici în Babilon, noi suntem niște robi, noi nu avem drepturi, știi, conducerile sunt de la Dumnezeu, trebuie să te supui pentru că nu degeaba poartă sabia, sunt textele preferate de manipulatorii politici și religioși ca să nu acționezi în direcția corectă și să-ți îngropi conștiința. Însă, oamenii ăștia au zis, noi suntem în Babilon. Știm că Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta pentru că i-am fost necredincioși, sau poporul a fost necredincios, și noi trebuie să fim o lumină aici. Bă, dar ăștia la ce fac? Ne uităm la ceilalți din Iuda, din casa împăratului, toți se închină, toți mănâncă așa cum mănâncă ceilalți. Toți se încadrează în programul ăsta de reeducare. Păi ce să facem? Numai noi să fim ghiță contra? Numai noi să fim împotriva acestui val care vine asupra noastră? Băieți, n-are rost. Dacă ne schimbă numele, să le schimbe. Dacă ne schimbă CNP-urile, identitatea, dacă nu contează, nu pune rezistență, să ne fie cât mai bine să supraviețuim. Asta e, facă Dumnezeu ce-o vrea. Cu planurile Lui, cu lucrarea Lui, pentru că noi zicem da să trăiți. Nu avem nicio opoziție. Dacă ar fi fost așa, cartea lui Daniel n-ar fi fost scrisă. Dacă ar fi fost așa, n-am mai fi avut capitolul 1 din Daniel, nici 2, nici 3,
practic cartea lui Daniel n-ar mai fi fost scrisă. Pentru că cel puțin în partea narrativă n-am mai fi avut acele experiențe frumoase cu Dumnezeu pe care le-au trăit oamenii aceștia. Iar partea a doua nici nu ar fi putut fi scrisă, pentru că Dumnezeu n-ar fi avut pe cine inspira. Pentru că prorocul lui ar fi fost încadrat 100% în sistemul babilonian și ar fi fost resetat mental și n-ar mai fi avut un reprezentant în Babilon. Dar pentru că a avut puterea să spună nu, ei au făcut diferența. În capitolul 1 au spus, noi mâncăm așa cum vrea Dumnezeu. Intrăm în programul Lui, noi ne continuăm programul indiferent că se schimbă imperiul. Noi nu ne schimbăm principiile. 2. În capitolul 2 a venit provocarea de a răspunde și de a tâlcui visul împăratului. Ar fi putut cumva să se strecoare, să zică, bă, hai să vedem cum scăpăm de aici. Dar Daniel s-a dus direct în fața căpeteniei străjerilor, care este un fel de echivalent al șefului SRI, dar pălește șeful SRI în comparație cu Arioc, căpetenia străjerilor, pentru că ăsta era șeful serviciilor secrete de pe tot imperiul. Ori imperiul nu poate fi egal cu un stat care și ăsta este aservit altor state și altor interese mai apropiate sau mai îndepărtate la nivel global. Așa că acest Arioc, căpetenia străjerilor, primește vizita lui Daniel, care întreabă, dar de ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Curaj! Era sinucidere curată dacă nu erai bazat pe Dumnezeu. Și dacă n-aveai un plan în spate, era sinucidere. Ai venit aici, vin încoace. Capul jos. Era turbat de mânie Nebucadnețar, pentru că visase visul acela și nimeni nu îl putea tâlcui. Și s-a dus în fața împăratului și a zis, împărate, uite, vreau să cer din partea lui Dumnezeu tâlcuirea. Îngăduiem ceva timp. Bine, bine, aveți atâta timp. S-a dus, s-a rugat, a prezentat planul lui Dumnezeu și înțelepții Babilonului au fost scăpați și Nebucadnețar a putut să vadă că oamenii pe care el nu prea îi suporta sau care îi făceau un oarecare deranj erau oamenii de care nu se putea dispensa. După ce i-a dat tâlcuirea, era o mare ispită să se mândrească și să spună, da, împărate, vezi, ăștia, lasă-i în pace. Noi, credința noastră, Dumnezeul nostru. Dar a zis, să nu crezi că este în mine o înțelepciune mai mare decât în mintea acestor oameni. Doar că pe mine m-a inspirat Dumnezeu ca să ofer o tâlcuire împăratului, să știi ce se va întâmpla în vremurile viitoare. Și în felul acesta Daniel și prietenii săi au făcut diferență. Au venit și alte și alte provocări în capitolul 3. Toată lumea se închină la fel, nu există. Ca să avem o unitate politică, trebuie să avem aceeași doctrină, să avem aceleași principii, aceleași valori, același tip de închinare, aceeași sursă de autoritate, toată lumea în genunchi. Este visul oricărui dictator. Și de-a lungul istoriei, toți nebunii istoriei, da? Și cei foști și actualii își doresc lucrul acesta. Toată lumea în genunchi. Toată lumea să zică da să trăiesc. Toată lumea să aibă același tip de gândire, același tip de comportament ca să poată fi conduși ca niște păpuși pe degete. Însă Dumnezeu are altă părere. Dumnezeu spune că aceia care poartă semnul Lui, chiar dacă nu sunt niște anarhiști și nu aduc dezordine în societate, au puterea să spună nu, au puterea să spună, uite aici lucrurile stau altfel, au puterea să își asume identitatea și să trăiască potrivit cu conștiința lor. Daniel a făcut lucrul acesta și o perioadă a avut liniște. Prietenii lui, atunci când a fost incidentul cu câmpia Dura, au avut aceeași capacitate de a spune nu atunci când împăratul a dat poruncă. Toți, în momentul în care se aude cântecul, să se plece în fața chipului pe care el l-a înălțat în câmpia Dura.
Și spune cuvântul că un crainic a strigat cu glas tare în versetul 4 din capitolul 3: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. Parcă sună cunoscut refrenul ăsta globalist, nu? În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Frica! După ce s-a terminat al doilea război mondial, Hermann Göring a fost întrebat la tribunalul de la Nuremberg, când a fost procesul acela de la Nuremberg al criminalilor de război naziști, nu că n-ar fi fost și alții, dar când s-au judecat criminalii naziști, a fost întrebat: cum ați putut să implementați un asemenea sistem diabolic în care să măcelăriți și să băgați atâta teamă și să faceți oamenii să asculte de voi? Și l-a spus foarte senin și foarte calm: poți să faci în orice sistem politic, comunist, nazist sau democratic, dacă reușești să instaurezi în inima oamenilor frica. Și observați că se poate și în democrație să trăiești ca într-o tiranie? N-au fost lagere de exterminare, am fost pușcăriași la domiciliu, dar este posibil, în momentul în care instaurezi frica în oameni, poți să faci ce vrei din ei, pentru că momentele alea nu mai sunt raționale. Majoritatea dintre ei au trecut pe supraviețuire și elementul de împotrivire este foarte slab, pentru că fiind din multe părți înfricați, oamenii cedează. Nu așa s-a întâmplat cu slujitorii lui Dumnezeu. Toată lumea s-a plecat în fața chipului lui Nebucadnețar. Dar trei au rămas în picioare. Nu știu unde era Daniel atunci, poate că avea treabă la împărăție sau poate că n-a fost chemat acolo, dar sunt sigur că nu s-ar fi închinat chiar dacă era prezent acolo. Au fost doar cei trei prieteni. Și au fost chemați de urgență la împărat. Trei într-o mulțime, dar ce contează ăștia trei? Și asta avem și noi impresia. Dar ce contează influența mea? Ce contează cuvântul meu? Ce contează o părere în plus față de mormanul acesta de oameni care zic altfel? Ce rezolv eu cu asta? Rezolv foarte mult. Pentru că împarți lumea în două. Ce a rezolvat Noe? Uite că a rezolvat. El a fost omul lui Dumnezeu într-o societate nelegiuită. Ce au rezolvat profeții? Au rezolvat pentru că ei au fost oamenii lui Dumnezeu într-o societate și într-un popor care se depărtase de principiile lui Dumnezeu. Au rezolvat foarte multe. Și spune cuvântul că după ce au fost spărâți de niște cetățeni onorabili: o, împărate, uite, tu ai dat o poruncă, dar lucrurile nu merg sârmă, pentru că sunt ăștia, vreo trei de până Iuda, la care tu le-ai dat funcții și bani și invidia, știți? Te mănâncă. Deci oamenii de invidie, în momentul în care se instaurează o panică din asta sau o dictatură, devin fiare, te vând. Dacă ești vecinul lor cel mai bun, dacă le-ai făcut bine, dacă le-ai făcut atâtea lucruri bune, nu contează, uită tot. De invidie te mănâncă în dinți. Doar să se schimbe ordinea socială și să fie aduși pe val. Și să li se dea puțină importanță frustraților acestora și o să vedeți ce buni cetățeni sunt ei. Și așa s-a întâmplat și cu ei. Și în momentul în care au aflat despre cei trei tineri, au fost aduși de urgență în fața lui Nebucadnețar. Atunci Nebucadnețar, versetul 13, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Trebuie să rezolvăm. Ori îi resetăm, ori scăpăm de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsul are Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Băieți, vreau să fiu foarte clar, vă mai dau o singură șansă. Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați
pe dată în mijlocul unui cuptor aprins? Și care este Dumnezeu acela care vă va scoate din mâna mea? Am zis eu, Nebucadnețar. Pentru unul care n-are valori, principii, caracter și putere, aceste cuvinte l-ar fi făcut cârpă pe moment. Ar fi cedat și ar fi zis: Împărate, iartă-ne, ne pare rău, ne clănțăne dinții, ne schimbăm fața, devenim lămâiori. Știți, a fost un moment de ezitare, de ne pare rău, știți? Dacă vreți, de 10 ori ne plecăm unde vrei tu, împărate. Cam ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu din zilele noastre. Îmi place foarte mult răspunsul pe care l-au dat cei trei. Și aș vrea să înțelegeți despre ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Despre oamenii care fac diferența. Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Adică stăm să negociem ce? Principiile lui Dumnezeu? N-avem ce să răspundem, nu dezbatem pe tema asta. Sunt clare, nu se modifică absolut nimic. Iată, Dumnezeul nostru căruia slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Wow! N-au cedat niciun milimetru. Au fost cât se poate de respectoși, dar cât se poate de fermi. Te respectăm, împărate, dar până la închinare. De aici încolo, autoritatea este a lui Dumnezeu. Ne pare foarte rău, dar asta este situația. Noi nu ne clintim niciun milimetru de aici. Și asta a făcut să-l întărâte și mai tare pe Nebucadnețar și să spună: gata, în cuptor cu voi! Și au ajuns în cuptor. Dar când au ajuns în cuptor, Dumnezeu a fost cu ei și experiența pe care ei au trăit-o acolo n-a făcut altceva decât să întărească autoritatea lor și să câștige chiar respectul împăratului, care în urmă cu câteva minute îi condamnase la moarte. Oamenii care schimbă lumea, oamenii care fac diferența, au principii, au valori, au caracter, au bunătate și nu sunt ușor de manipulat. Foarte puțini sunt recunoscători față de aceia care au făcut diferența în istorie. Ei au beneficiile, ei au facilitățile, ei au invențiile făcute de ei. De-a gata, se bucură de ele, fără să știe câtă luptă, cât sânge, câtă trudă a stat în spatele acelor invenții și acelor oameni care au făcut diferența în istorie. Ești chemat de Dumnezeu să fii un om care face diferența. Ești chemat de Dumnezeu să fii martorul Lui în lumea aceasta. Ești chemat de Dumnezeu să dai la o parte orice jug și să te supui doar autorității Lui atunci când vine vorba de caracter, atunci când vine vorba de conștiință, de libertate, de drepturi. Aici este domeniul lui Dumnezeu. Este un domeniu sacru. Eu rămân uimit cât de repede cedează oamenii la valorile și la principiile lor și la libertățile lor. Este groaznic, este cumplit în cel mai scurt timp. Se poate ajunge din democrație la cea mai cruntă tiranie. Să ne ferească Dumnezeu să se mai schimbe încă o dată conjuncturile politice, că o să vedeți cât de ușor se poate face lucrul acesta. Dar, și dacă se va face, în ce parte vei fi tu? În partea perdanților sau în partea acelor care fac diferența? Din nefericire, pentru cei care vor să manipuleze, ei nu-și dau seama că, de fapt, oamenii pe care vor să-i distrugă vor fi cei care vor fi înălțați de Dumnezeu și care vor da lovitura de grație. Aș da câteva exemple acum în încheiere de istorie în care în al doilea război mondial Hitler a vrut să extermine pe evrei.
V-ați întrebat vreodată ce s-ar fi întâmplat dacă 6 milioane de oameni ar fi luptat în armata lui Hitler? Dacă ar fi avut 6 milioane de oameni pregătiți, inteligenți, competenți? Cu siguranță că ar fi avut alte date războiul. Însă din cauza acestui rasism, din cauza acestei dorințe de extinție a lor, dusă până la fanatism și nebunie, practic el a trebuit să poarte două războaie. Unul împotriva aliaților și unul împotriva evreilor. Chiar și atunci când a ajuns în Ucraina, spune istoria că ucrainenii i-au primit pe naziști ca pe niște eliberatori, pentru că omorâseră comuniștii înainte vreo 9 milioane de ucraineni prin înfometare sau direct omorâți, împușcați. Și când au venit naziștii, au privit ca pe niște eliberatori. Dar de unde? Că ăștia erau draci mai mari decât comuniștii. Și au început să extermine și să-i subjuge. Și în momentul ăla, când au văzut, dacă ăștia sunt mai răi decât comuniștii, ne întoarcem cu comuniștii și luptăm împotriva lor. Și ar fi fost cam 1 milion care ar fi putut întoarce armele împotriva lui Stalin. Dar pentru că ura împotriva acestei minorități era atât de mare, au pierdut războiul și nu le-a păsat de asta. Japonezii au pățit la fel în insulele din Indochina. Ar fi putut să aibă mulți aliați care luptau împotriva americanilor și a celorlalți, dar tot la fel de rasiști au fost și ei și au zis ce, pe ăștia să intre în armata japoneză dacă n-ai ochii așa și dacă nu arăți a japonez, n-ai ce căuta în armata japoneză. Și au pierdut războiul tot pe criterii din astea de ură rasială, să elimine pe cei care nu sunt ca ei, care nu se încadrează. Bine, au fost și alți factori, bineînțeles, dar gândiți-vă ce ar fi fost dacă. Bine, nu e o pierdere faptul că Hitler a pierdut războiul, dar v-am dat într-un anumit context aceste informații să vedem cât de absurde sunt ideile noastre, părerile noastre, și cât de mult pierdem atunci când vrem să eliminăm pe oamenii care pot face diferența în viața noastră. Biblia ne spune că o rămășiță, aceia care se încred în Dumnezeu, vor zdrobi capul șarpelui și vor fi biruitori alături de miel. Toată lumea va fi împotriva lor și Domnul Hristos spune, veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Observați că în situații din astea de coerciție, de tiranie, ai nevoie de o răbdare de fier. Să nu cedezi până când triumfă binele, până când triumfă adevărul. Toți aceia care sunt cu Dumnezeu, poartă pecetea Lui, au individualitate, au personalitate, au caracter, au valori, au principii, au dragoste și se ghidează după principiile împărăției lui Dumnezeu. Toți aceștia vor zdrobi capul șarpelui și vor birui toate fiarele. Ei vor face diferența. Ei sunt descriși în Apocalipsa, capitolul 7, atunci când Ioan nu știe de unde să ia și de unde să-i repereze în istorie, îngerul îi spune despre ei și îi arată ce fel de oameni sunt. Apocalipsa, capitolul 7, în momentul în care Ioan nu știe ce să creadă despre ei, versetul 14, el răspunde, Doamne, Tu știi cine sunt. Și el mi-a zis, aceștia, adică oamenii care fac diferența, vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții. Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Aceștia sunt biruitorii. Aceștia sunt oamenii pe care îi are Dumnezeu în lumea aceasta. Oamenii care își păstrează identitatea, credința și dragostea în suflet și care nu fac compromisuri doar pentru a fi pe plac mulțimilor sau pentru niște avantaje
materiale trecătoare. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni puternici. Poate că acum nu-i vedem, însă în vremurile de furtună, în vremurile de restriște, Dumnezeu îi va folosi și ei vor fi cei care vor zdrobi capul șarpelui și care vor câștiga marea bătălie. Tocmai ei, care au fost neglijați, care au fost persecutați, care au fost dați la o parte de puterile întunericului din această lume, tocmai ei vor face diferența. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Și tu poți să faci același lucru dacă rămâi lângă Dumnezeu. Și tu poți să fii un om care face diferența. Alegerea este a ta.